Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Mozaic Etnic, la un nou subiect de discuție. Astăzi e o emisiune care vrea cumva să anunțe un preambul al festivalului care va avea loc între 14 și 15 iunie la Cumpăna, în comuna Cumpăna. Se numește Mini Harmony, este festivalul pentru copiii care activează în ansamblurile artistice ale minorităților dobrogene. Exact ca în anii trecuți, vor participa ansambluri ale românilor, ale turcilor, ale tătarilor, rușilor lipoveni, ansambluri ale romilor, ale armânilor și, de ce nu, armeni, greci și multe alte, să spunem așa, trupe care vor veni și vor încânta cu bogăția și cu tezaurul cultural pe care îl vor prezenta acest festival. Este bine cunoscută, până la urma urmei, evoluția în ultimii ani acestui festival. Este bine cunoscută și amploarea pe care a luat-o festivalul, pentru că acolo, până la urma urmei, este un fel de tribună a comunicării interietnice, este un fel de armonie interietnică, o armonie între culturile pe care etniile le păstrează, tezaurile culturale, așa cum le-am prezentat noi de-a lungul timpului. Și, cum v-am obișnuit, sâmbătă de sâmbătă aducem în discuție diferite teme care țin de identitatea grupurilor etnice, care țin de fapt de cultura aceasta interietnică și, bineînțeles, modul în care s-a format o cultură românească susținută și de etnii. Pentru a discuta despre acest festival, am invitat în studio emisiunii pe Loli Caraiola, unul dintre organizatori și membru în jurul Mini Harmony, și pe Cojocaru Vasile, din partea comunității romilor, secretar general al Partidei Romilor. Invitații mei vor discuta astăzi despre modul în care participă acest festival membrii și, bineînțeles, grupurile de copii ale etniilor, modul în care se premiază și, bineînțeles, în cadrul etniilor, modul în care există viața culturală și este susținută. Bună ziua, Loli, bună ziua, Vasile, bun revenit, pentru că și unul și celălalt ați fost colaboratori ai noștri de-a lungul timpului. Cum s-a născut acest festival, Loli? Bună ziua încă o dată, în primul rând, doamnelor și domnilor, bună ziua, dragi prieteni. În primul rând vreau să spun că festivalul a fost anul trecut un succes. În urma festivalului toată lumea a fost foarte, foarte mulțumită. Festivalul s-a născut pentru că am gândit împreună cu organizatorii că este nevoie să facem ceva și pentru copiii diferitor etnii din România. Și atunci, pentru să fie o rampă de lansare, ne-am gândit ca cultele frumoase, nu, muzica și dansul, să fie promovate și aici în Dobrogea, și nu numai în Dobrogea, și în toată țara. Și am ajuns la acest festival Mini Harmony. Câte etnii au participat anul trecut? Anul trecut au fost în jur de 10 etnii. Și anul acesta sunt la fel, deocamdată sunt 8 înscrise, dar urmează, mai este timp. Noi așteptăm pe toată lumea, toți copiii, toți membrii din diferite etnii să se înscrie și să participe la acest festival, pentru că merită să participe. Vasile, știu că aveți o importantă componentă culturală în cadrul Partidei Romilor. Vreau să ne vorbești despre modul în care o susțineți financiar, pentru că totuși în cultură trebuie să investești, și modul în care încercați, de fapt, împotriva prejudecăților care există despre romi, să dați, până la urma urmei, un mesaj pozitiv. Noi, în general, am dat mesajele pozitive. Pentru că dacă mergem pe negativism, deja... Există anumite clișee, știi foarte bine. Da. În spațiul și întotdeauna, public. Chiar dacă e negativ, trebuie să mergem pe pozitiv, pentru că psihicul lucrează și nu dă bine. Așa cum a spus și colegul, dacă anul trecut au fost decât 10 și anul ăsta speră să fie mai multe etnii, eu pot să scot în evidență că anul trecut noi am avut decât 3 participanți la acest festival Mini Harmony, între care la dansuri echipa de la noi a luat locul întâi, echipa de dansuri de la Cernavodă. Pot să spun că e un lucru foarte bun, ținând cont că totuși Constanța, județul Constanța, are un număr foarte mare de mai multe etnii,
în comparație cu celelalte județi, trebuie să scoatem în evidență că totuși noi așa cum suntem ne înțelegem și chiar ne înțelegem foarte bine și nu ai din punct de vedere cultural și altele și educațional. Există comunicare între etnii și comunicarea de regulă aduce cunoaștere, cunoașterea nu mai creează suspiciune. Și atunci această lipsă de suspiciune permite, de fapt, o conviețuire. Și asta am și încercat să facem, să promovăm armonia dintre etnii. Sigur. Te rog, Vasile, continuă. Ținând cont de faptul că etnicii romi, din punct de vedere cultural, au o viziune bogată, am speranța și cu siguranță că rezultatele vor fi mult mai bune. Pe linie de comunicare, chiar și aici trebuie să atingem foarte bine punctul respectiv. Noi anul ăsta vrem să promovăm și chiar ne-a sensibilizat promovarea acestor tineri. Am înțeles că e vorba de copii între 5 ani și 18 ani. Asociația Partida Romilor s-a gândit să promoveze și prin sprijinirea achitării taxe de înscriere de către asociația noastră. Scoatem în evidență că vom avea copii la pian, la vioară, de data asta și soliști vocali și instrumentali, inclusiv de dans. Noi sperăm ca viziunea atâta noastră cât și a lor să fie pozitivă și să avem rezultate mult mai bune. Și cu an cu an, în fiecare an, să schimbăm câte ceva. Se știe că... Și să nu rămânem aici, să mergem mai departe. Sigur că da, să mergem mai departe, te refer la valoarea culturală. La valoarea culturală și când discutăm de valoarea culturală, discutăm de muzica lăutărească, nici de cum nu băgăm în aceeași oală manele. Deci exclus manele. Discutăm și dacă discutăm. Pentru că muzica lăutărească, când am spus muzică lăutărească, ea nu face altceva decât să transmită un mesaj, ceva petrecut în timp sau ceva care își dorește. Îl pune pe versuri și... Am înțeles, chiar. Am înțeles. Luli, știu că ai făcut parte din jurul și anul trecut. Ce ați premiat anul trecut? Câte locuri ați premiat? Mențiuni? În ce au constat ele? Da, anul trecut am avut câștigător la secțiunea de muzică, Lorena Babașcu, o foarte bună interpretă. Eu sunt mândru pentru că a fost din partea etniei române, armânilor, și chiar și locul 2 la secțiunea de... chiar și locul 1 la aceeași secțiune de muzică, dar de la altă categorie de vârstă, tot o armâncă Kendru. De la dans au câștigat, cum a zis colegul, reprezentanții de la etnia romilor. Au fost premii foarte, foarte ok, a fost promovată, chiar Lorena a avut și încă lucrează la un proiect cu Casa de Discuri din București. A cântat în deschiderea concertului Loredanei Groza. Urmează să-și lanseze piesa și în continuare se lucrează la promovarea câștigătorilor. Mențiuni cu ea ați dat anul trecut? Să mă aduce aminte? Nu mai mi-amintesc, dar știu că a fost, nu mențiune, un premiu special pentru acea fetiță care venea din Miercurea Ciuc, Maya Todi, care a făcut o surpriză foarte frumoasă. Dacă mi-amintesc, a luat chiar locul 3 și o mențiune specială, pentru că la vârsta ei ne-a uimit pe toți. Câți ani avea? Avea 7 ani, din câte mi-amintesc. Și din care etnie făcea parte? Din etnia maghiară. Am înțeles. Și a cântat muzică tradițională maghiară? Nu, a cântat muzică ușoară, străină. Am înțeles. Și v-a impresionat, a fost o surpriză plăcută, în ce sens? Nu vă așteptați la valoarea? Nu ne așteptam pentru că, ne gândeam, totuși era calitățile ei vocale, nu? La acea vârstă, dar se vede că părinții au investit de mică, talentul ei a fost, cum se zice, sustras, a scos la suprafață, nu? Sigur, și a făcut o surpriză nemaipomenit de frumoasă, am rămas toți uimiți, iar împreună cu ceilalți colegi din juriu și cu președinta care a fost Nicola, am hotărât ca această fetiță să îi acordăm un premiu special. Super! Vreau acum să te întreb cum se va desfășura festivalul. Va începe pe 14 dimineața,
Exact. Debutează, da. Am înțeles că va ține doamna primar un discurs de deschidere. Da. Pe căruia îi mulțumim, pentru că cu ajutorul dânsei și cu ajutorul Consiliului Primar, acolo la Cumpăna, ne-au pus la dispoziție o sală, o casă de cultură sau un cămin cultural extraordinar cu acustică foarte bună. Ne susține în continuare, ea va avea un... ne va spune câteva cuvinte la început, după care festivalul va începe cu audierea copiilor, după care noi seara vom juriza, iar la a doua zi va avea loc gala premier. Gala premiere. De premiere. Cine susține financiar acest festival? Festivalul este susținut financiar de consiliile locale, chiar și Consiliul din Cumpăna ne ajută foarte mult. Toate organizațiile de tipul ca colegul, cum a spus, nu? Organizațiile etnice din România și după aceea fonduri personale. Am înțeles. Personale ale celor care se implică. Exact. Sunt mulți dintre voi, cei care activează în spațiul artistic, cum da. Ești și tu, cum sunt alții care vor juriza, care susțin financiar. Asta e o chestie lăudabilă, pentru că de aici am vrut să ajung cu discuția. Comunitățile. Da, sigur. Și e lăudabilă inițiativa voastră, pentru că încercați să susțineți tinerile talente care se pot găsi practic nici unde te aștepți. În acest spațiu interetnic. Sigur că da. Vasile, vrei să completezi? Te rog frumos. Să scot în evidență. Tinerii care vor să participe trebuie să constate un singur lucru, că nu trebuie să aibă în spate pe nimeni. Nu trebuie să dau exemplu, dar anumite... să spunem vedete, au copii care e foarte ușor de promovat. În schimb, aici vin singuri să-și facă, să se promoveze. Și nu e condiționat această promovare de absolut asta, nimic. Asta contează foarte mult, pentru că trebuie să te duci să dai, să stai, să aștepți. Nu, aici e destul de simplu, ai venit, te-ai înscris, gândesc că se va da un mic interviu, ceva, ca să vedem dacă are cât de cât ceva aptitudine pentru așa ceva, că nu o să merg la festival de folclor și să încep să spun poezie. Nu are nicio legătură. Și aici contează foarte mult și ar fi păcat să piardă acest tren de a se promova. Înainte, în politic, de foarte multe ori nu poți să te ridici de cei în vârstă. Aici contează foarte mult că te ridici de mititel și ajungi acolo unde trebuie, la timpul potrivit. Loli, tu ești membru într-o trupă care păstrează încă muzica tradițională românească. Vorbește-ne un pic despre ceea ce face un muzician, un artist, pentru a păstra tezaurul cultural, indiferent de etnie. În primul rând, studiază. Se studiază de mic, dacă îți place, dacă ai dragul și tăria de a merge mai departe. Studiul nu se oprește niciodată. Niciodată spui că o știu și pe asta, o știu, am învățat. Nu. Tot timpul evoluează, se evoluează. Se muncește, te conformezi, nu? Se dezbat diferite curente muzicale, diferite melodii, depinde partituri cu alți colegi, nu? Din alte trupe, diferite genuri muzicale, le adaptăm, se muncește. Am înțeles. Și se studiază. Știu că o trupă are un repertoriu extrem de bogat, circa 1200, 1300, 1500 de piese. Cum reușiți? De unde le adunați pe toate astea? Pentru că nu numai la armâni, și la romi, și la celelalte etnii, sunt trupe care interpretează muzica aceasta tradițională. De unde se culeg aceste piese? Exact, comunicarea cu celelalte trupe. De exemplu, în Dobrogea mă refer, pentru că eu cânt mai mult în acest spațiu, nu? Până în Limbi, până în București, unde există mai mulți armâni, Timișoara și mai departe. Schimbăm diferite melodii și diferite idei cu alți colegi pe care îi întâlnim, nu? Ne facem schimb de melodii, le studiem împreună, de texte, tot, nu? De exemplu, noi în România, în Dobrogea, nu putem să cântăm, sau la un nunți armânești, numai, sau petrecere, nu numai armânește, se cântă și muzică grecească, și muzică românească, și lăutărească, și așa mai departe. Și a trebuit să studiem împreună cu ceilalți, făcând un schimb de raport muzical nou cu ceilalți colegi. Sigur, și am studiat de experiență și de inventar, până la urmă, exact. Pieselor. Și se adună în tezaur și în repertoriul unei trupe, se adună destule piese
pentru că trebuie să faci față, nu se mai cântă muzica cum se cânta odată, se cânta numai românește, acum foarte mult perechile sau tinerii nu se mai ține cont de... Nu se mai ține cont de foarte bine, în primul rând, pentru că noi trăim în România, nu? Suntem aici împreună cu... Suntem ca frații și după, pentru aceasta facem și acest festival, Mine Armonie, pentru că să promovăm armonia și tinerii să se cunoască, nu? Și cântăm și muzică românească, grecească, lăutărească. Am un prieten care e profesor la Academia de Muzică din București și era indignat de faptul că studiau solfegiile și nu reușeau să le prindă studenții, era mai exigent. Și zic, păi, dar și când ești liniștit? Păi când stau de vorbă, când îi pregătesc poromnic, ăștia au ureche muzicală și sunt cei mai buni, adică prind din zbor orice. Este adevărată această aserțiune, de fapt, până la urmă, acest mit, nu? Că romii au ureche muzicală. Nu este mit, este adevărat, așa este. Păi, e o predispoziție specială a lor spre a învăța muzica? În 86 eram la liceu și mergeam, se făceau acele grupuri. Și am venit la Constanța, era festival, nu mai știu ce, dar cert era că am luat locul 2 pe faza județeană și pe urmă trebuia să plecăm mai departe. Numai că, din păcate, în 91, o colegă care o imita la perfecție pe doamna Maria Ciobanu, de necrezut, era însărcinată în 5 luni, a ridicat un șpalier și în 3 zile a decedat. De ce adică șpalierul? Care a fost? Munca de așa natură, la țară. Am înțeles. Da. Și păcat. Noi avem, nu numai noi, romii, pot să spun că avem valori și totuși vin pe negativism aici. A fost ținuți acolo și cum au scăpat imediat să dea în cap. Dar cu această democrație sperăm să avem mai multă libertate, deși se mai strânge uneori și urbelul. Știu, sunt mai multe aspecte ale acestui gen. Am citit în mai multe lucrări ale călătorilor străini, tipărite în România, memoriile celor care veneau din spațiul occidental și aproape în toate aceste mici provincii din sud-estul Europei, încă nu existau statele naționale, vorbeau despre, așa era atunci, așa îi numeau pe țiganii care de fapt îmbucurau, spuneau călătorii străini, toate mesele boierești și ospețele, pentru că erau cei mai buni instrumentiști, interpreți. Și nu numai în spațiul românesc, ci în spațiul balcanic, în spațiul otoman, erau foarte mulți care numai cu asta se ocupau. Și probabil că de aici o întreagă tradiție în a învăța instrumentele, pentru că sunt foarte buni și la acordeon, sunt foarte buni și la vioară și la violoncel. Sunt foarte multe trupe care încântă cu interpretarea pieselor. Și vorbeai de muzica aceasta lăutărească din spațiul românesc, multe dintre piesele astea sunt păstrate, sunt culese de către romi și după aceea transpuse pe o muzică și conservate. Exact ce am spus mai devreme, muzica lăutărească nu face altceva decât să scoată în evidență un trai. Ceva de trecut, o istorie. Da. Sigur că da. Și într-adevăr nu se poate compara cu ce de acum, muzica lăutărească, muzica veche, mai bine cum se și spune, e într-adevăr, poți să stai, vii de la muncă, obosit, ai dat drumul în surdină așa și chiar te relaxează. Sigur. Da. Dă-ne niște exemple de interpreții de-a lungul istoriei de muzică lăutărească dintre cei care fac parte din etnia ta. Și care îți plac ție, spre exemplu? Cine îmi place mie, pot să spun că e vorba de doamna Gabi Luncă, care, nu știu, 2-3 clase are, dar poate să combată pe mulți cu cei cu studii superioare. Romica Brâceanu și... Aura Urziceanu, cunoscută interpretă de jazz, care știm foarte bine că avea un talent deosebit în a... interpreta piesele și n-a cântat la diferite instrumente? E, pe urmă, a decedat, Dumnezeu să-l ierte, de romanțe. Cum îi zice? Tot rom? Nu. Gică Petrescu? Gică Petrescu. Așa. Care totuși a fost o personalitate și va rămâne. Și, dacă nu mă înșel, Cristian Vasile, în epocă tot rom era. Da. Zavaidoc a fost tot rom. Da. Toți acești muzicieni care au rămas în mentalul colectiv al românilor. Foarte mulți sunt de etnie romă, numai că nu vor să scoată în evidență pentru că vor avea o altă viziune asupra lor în cazul în care e. De ce? E vorba de țigan.
Percepție, da? Percepție, așa greșită. Ce... Da, păi bun, dar sunt mulți dintre ei care fac lucruri bune și au făcut lucruri bune. Da, dar întotdeauna ne scoatem în evidență negativismul. Știi cum... am citat mai devreme un caz destul de ciudat și nu... Sigur, sigur că da. Ce e ciudat? Te rog, te rog. La mine fiind tenul mai deschis... Păi să luăm puțină cremă, să rezolvăm problema cu lor. În anumite grupulețe așa și se dau în discuții de fești, păi ce țiganul și asta și, stau deodată și le spun, băi, zic, a făcut țiganul ce a făcut, dar ca naiba, e mai rău când țiganul e mai țigan, românul e mai țigan decât țiganul. Da, se întâmplă și astfel de situații. Și atunci stau și își pun întrebarea, care a fost explicația? Și nu se gândească. Sigur. Mulți se prind. Sigur, sigur. Mulți se prind. Vedeți, Dumnezeu ne-a lăsat pe noi. Pă, tu ești țigan și trebuie să faci numai aia, tu ești român să faci numai asta, tu ești macedon și faci numai asta. Da, noi suntem fiii lui, indiferent de culoare, indiferent de vârstă, indiferent de... apartenență, sigur, etnică. Bine, noi trebuie să lucrăm foarte mult și aici vreau să scot în evidență că... și noi lucrăm la copiii noștri pe educație. Pentru că și de la educație putem să mergem mai departe, inclusiv de acolo pe cultură. De acolo pleacă tot. De acolo pleacă totul. Deci inclusiv pe cultura putem dezvolta mult mai bine. Și să meargă, să-și facă conservator. Și atunci deja avem nu un pas și 10 pași în față. Perioada asta acum de înscriere la liceu... anul trecut noi am avut 280 de elevi înscriși pe locurile destinate romilor. La facultate 23 anul trecut, anul ăsta tot 23 de locuri. Și campania la noi se numește Eu îți dau recomandarea, unde vin la sediul partidei. Câteva recomandări, informații din spate. Vreau să vorbim în partea a doua emisiune, să luăm o pauză acum. Vreau să vorbim în partea a doua despre acest tip de implicare a voastră în a-i trimite pe copii la școală. Și revenim la această discuție să nu uităm ideea. Doamnelor, domnilor, revenim în partea a doua a mozaicului etnic după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua emisiunii Mozaic Etnic, discutăm despre festivalul etniilor și, bineînțeles, un festival în care vor evolua ansamblurile formate din copii. Copiii etniilor din Dobrogea se numește Mini Harmony și va avea loc în data de 14 și 15 iunie la Cumpăna. Discutăm despre acest subiect cu Loli Caraiola, organizator și membru în juriu, și cu Vasile Coșogaru, secretar general al Partidei Romilor. Vorbim mai devreme, domnule Coșogaru, despre modul în care vă implicați cultural și trimiteți la liceu, la facultate, copii din etnia romă. Care a fost scopul, adică de unde a plecat acest proiect? Proiectul respectiv e în parteneriat cu Ministerul Educației și pot să spun că rezultatele se simt. Avem un număr mult mai mare care se înscriu la liceu și la facultate. Dacă până acum vreo 3 ani rămâneau, am început deja acest proiect, trăgeam de ei să vină la licee și la facultăți, vreau să spun că acum sunt ocupate în proporție de 100% și chiar mai avem, dar nu mai sunt locuri, că atât sunt alocate. Anul acesta avem 240 de locuri la licee și 23 la facultăți. Deja au început să se intereseze copiii și pentru liceu și pentru facultăți și așteptăm să vină la sediu, la sediul județean să solicite această adeverință pentru înscriere la liceu sau la facultate. Am înțeles. Loli, vorbește un pic de jurul de anul acesta. Cine va face parte din el și premiile pe care le veți acorda? Da, jurul de anul acesta este tot un jur cu un nivel foarte ridicat de componenți pregătiți foarte bine, ca și anul trecut de altfel. Anul acesta avem un juriu internațional, dacă pot să spun așa, pentru că avem în membri pe Ana Maria Petre și Freddy Camacho, un foarte bun cântăreț, cunoscut cântăreț de muzică internațională, nu? Carmen Rădulescu, o
toată lumea îl cunoaște, nu? Sigur că da. Florin Vasilică, Elis Menagi, eu și alții pe care îi veți vedea. Elis Menagi din partea Uniunii Democrate a Producătorilor exact. Musulmani din România. Știu că și ea este managerul unui grup de Asamblul copii. Carasu. Am înțeles. Din Medjidia, parcă, da? Din Medjidia, da. Am fost la caravana pe care am organizat-o în Comunitatea Tatarilor și a participat acolo cu ansamblul de copilași la Medjidia. Au evoluat foarte interesant și foarte frumos. Da, așa este. Foarte bine pregătiți. Premiile vor consta în... Premiile de anul acesta vor consta tot într-un contract de management cu firma organizatoră Ref Concept. Premiul întâi la muzică va fi un premiu special, câștigătorului se va acorda și un weekend special în stațiunea Piatra a Craiului, nu? În Predeal, în pensiunea Piatra Craiului. Iar la dans, stațiunea Timișul de Jos, la Casa Anca, tot așa o mențiune specială. Și, bineînțeles, contractul de management cu Ref Concept. Sigur că da. Interesant în același timp și, bineînțeles, destul de bogată, dacă vrei, această echipă care va juriza, pentru că aici probabil că trebuie foarte multă experiență, trebuie o viziune de ansamblu și mai mult decât atât trebuie să urmărească fiecare echipă care evoluează, fiecare trupă care evoluează. Știu că sunt trupe care sunt formate din 4 copii, din 6, din 8, din 10, din 12. Vreau să subliniez că eu, dacă sunt de etnie armână, eu nu am drept de jurizare la participanții armâni. Am înțeles. Deși vor participa exact, și ei. Exact, ca să nu se creeze că da. Să interpreteze lumea că dacă e armân da. Și favorizează, favorizează. Noi nu avem drept de jurizare. Patrică, unde au obținut copiii romi în ansamblurii premii? Avem... Știu că aveți ansambluri de romi la Constanța, la Medjidia, la Cuzavodă, Cernavodă, Satul Nou, Băneasa. Iată. Nu, deci conștientizează că prin aceste ansambluri devine și o relaxare, o delectare totodată. Nu neapărat că nu e asta, eu mâncă. În momentul când ai ieșit deja la dans, ai uitat de toate și asta e valabilă pentru absolut tot. Avem pe Ion Elena, care are 7 de ani și a luat locul 2 la Tulcea la un festival. Georgescu Lăcrămioara, 8 ani la dansuri. La Galați, trupa de la Cernavodă, la fel aceeași poveste, anul trecut locul 1 și la Ploiești locul 2, acum 2 ani tot la, pe festival. Banu Andreea, de 7 ani, de la Cuzavodă, locul 1 la Medjidia, dar nu mai știu, un talor de copii de acolo, și acum va candida și la festivalul Mini Armonii. Sigur, bine, ei sunt mult mai mulți și știți destul de bine, se știe că pe capitolul ăsta deci au un talent destul de bine cotat. Da, și cotat. Nu. Dar noi trebuie să lucrăm foarte mult la educație, rezultatele vor fi numai pentru ei și pentru ceilalți. Sigur că da, în timp se vede toată această evoluție, pentru că cea mai consistoare investiție de fapt umană e în educație, iar efectele acestei investiții se văd pe termen lung și foarte lung, pentru că se schimbă efectiv comunitățile, se schimbă în bine educându-se. Noi trebuie să facem de așa natură cât să-i facem să aibă încredere în ei și atunci ies dintr-un pas, dintr-o pasă de asta mai slăbută. Sigur că da, sigur că da, și dintr-o pasă în care practic sunt bulversați, ca să vorbim așa pe românește. Te rog, Loli, vorbește-ne puțin de trupele armâne care evoluează, de grupele de copii. Păi avem grupe de copii care evoluează din diferite orașe, localități din Dobrogea, nu? Să spun așa, avem la Mihail Gogălnicianu, avem la evanghelismul condus de domnul Puiu Costel, se ocupă extraordinar de bine și sunt o trupă foarte bine pusă la punct și vreau să spun că sunt și foarte, foarte micuți acești copii. Avem la Cogelac încă un ansamblu foarte bun, în Constanța avem, București, Tulcea, Ovidiu, chiar și în Ovidiu există un ansamblu și așteptăm pe toți să se înscrie și să confirme. Sigur că da.
Sigur vor confirma, pentru că toți copiii sunt talentați, nu doar cei despre care ați vorbit romi sau armâni, ci și cei ai turcilor, ai tătarilor, ai rușilor, după mai fac ai frumos. Mai vreau să fac o paranteză aici. La acest festival se pot înscrie și copii de, nu pot să spun etnie, copii români. Da, ai dar grupului majoritar, exact, cel românesc. Dar să își... Am și amintit înainte de a intra, dinainte de a vă da vouă cuvântul. Da. Numai că trebuie să și facă numărul, ca să spun așa, pe o piesă de pe o piesă armânească de la etnia romă, maghiară și așa mai departe. Deci chiar dacă sunt români, dar nu trebuie să cânte românește. Am înțeles. Vorbeam mai devreme despre premii pe care le veți da. Premiile sunt mai consistente decât anul trecut, am înțeles, și va fi tentația foarte mare. Exact, și presupun că va fi și o competiție extrem de interesantă pentru a obține aceste premii. Da, așa este. Festivalul deja a avut un succes anul trecut. Doamna primar s-a implicat și mai mult anul acesta și în continuare va fi o tradiție, cred, pentru acest festival. Și acum sponsorii sunt mult mai mulți, nu? Și, da, și bineînțeles că festivalul acum va avea o altă clasă, nu? Un alt nivel. Sigur că da, va fi un alt nivel, în sensul în care sunt specializați și fiecare dintre cei care participă știu de fapt cam ceea ce trebuie să facă. Exact. Vasile, să sperăm că lucrurile vor evolua, cum spuneai mai devreme, pozitiv și ca percepție pentru romi, pentru că vorbeam că sunt stereotipuri, sunt anumite prejudecăți, nu pentru toți cei care cunosc spațiul public, dar ele sunt destul de multe. Cum crezi că puteți recupera acest tip de imagine în afară de cultură și prin păstrarea aceasta tradițiilor, evoluând cum? E, pot să spun situația asta că o avem pe doamna primar de la Cumpăna. Ar trebui să o avem model pentru toate localitățile din județul Constanța. Că dacă toți ar gândi, nu neapărat să promoveze sau să aibă un festival de genul ăsta, dar să aibă o mică activitate și nu neapărat pe cultură, pe orice domeniu, situația s-ar schimba. Toată pleacă de jos. Am înțeles. Deja de aici, de la Cumpăna, pot să spun că ar trebui să fie un semnal. Dar asta se va întâmpla numai atunci când ai suflet și ești acolo, sau ai mers acolo, sau ți-ai dorit să mergi acolo cu drag. Nici de cum, pe interes personal, cum se și întâmplă în altă parte. Am înțeles. Au ajuns acolo și s-a blocat tot. Am înțeles. Semnalul meu e că mergem bine, suntem o echipă tânără, avem o comunicare destul de bună cu comunitatea, nu numai cu comunitatea, cât și cu autoritățile locale. Acolo avem un semnal că e mai slăbuță percepția, încercăm să facem, să înțeleagă că trebuie să facem ceva pozitiv. Am înțeles. E de muncă, dar... Dar nu este imposibil. Știu că vroiați să faceți și un proiect prin care să fie promovate meserii tradiționale ale romilor. Cum ar putea fi el un motor, să spunem, de imagine? Sau un, până la urmă, un factor de imagine? Meserii tradiționale... Vedeți, noastră, la nivel de județul Constanța pot să spun că sunt pe cale de dispariție. E vorba de ceaunari, de argintari, de lingurari care sunt deja pe cale de dispariție. Iar lingurari acum ce sunt pe zona de Oltenia, noi cei prelucatul lutului nu-l avem aici. Și acolo zudarii care sunt tot în zona de Olt. Rudarii care prelucrează lutul, da? Rudarii prelucrau lutul și lemnul. Și lemnul, da. Da. Deci astea erau cele două meserii care le practicau. Acum a apărut inoxul, a apărut aurul, a apărut argintul. Sigur că da. Da. S-a evoluat. A evoluat, da, și profesiile lor. No, toate acum știți ce se întâmplă. Odată cu, să zicem așa, această democrație,
fiecare a încercat să își schimbe mentalitatea, eu trebuie să fac numai pe lucrat lemn. Și e un lucru foarte bun, pentru că dacă nu mai merge lemnul acum, trebuie să fac altceva. Și dacă nu știu să mai fac altceva, trebuie să merg la făcut prostii. Și atunci au plecat pe diferite meserii. Avem foarte mulți, și vă dau exemplu, Lucu Zavodă, satul nou, au mers, s-au canalizat pe această meserie navală, lăcătușerie, unde nu e o meserie destul, ușoară, destul de grea, pentru că trebuie să ai o anumită viziune, pe sudură navală, unde toată se câștigă și foarte bune, și foarte mulți, foarte mult tineret pleacă afară, pentru că sunt cotați că foarte bun meseriaș. Am înțeles. Și aici face poate parte odată din acel ciocănit pe lucrarea metalului. Poate odată o să facem un fel de caravană pentru profesiile etniilor și luăm romi, luăm armâni, luăm armeni, luăm turci, tatari, facem așa o extensie de profesii, și să vorbim despre acele profesori care nu mai sunt învățate, nu mai continuă, nu mai sunt păstrate. Sigur că da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați participat la această emisiune. Succes în ce veți face pe 14-15 la Mini Harmony. Lori, vrei să mai continui ceva? Vreau să mai arăt odată și afișul festivalului. Și să vă mai rog pe toți părinții, nu toți copiii, cei care vor să se înscrie, să acceseze pagina Facebook, butonul de înscrieri. Avem numărul de telefon pentru cei care nu reușesc să ne acceseze să ne găsească pe Facebook. Avem numărul de telefon unde poți să ne suni. 0758-300-066. Da? Ne lasă acolo, dacă reușesc să intre pe Facebook, e nevoie să ne lase două negative pe care își vor desfășura numărul. Și ți-au două piese pe care vor dansa, datele de contact, iar organizatorii vor contacta și asta e tot. Ne vedem cu 14-15 la Cumpăna. Eu vă doresc succes în ce veți face și felicitări pentru faptul că v-ați implicat în spațiul public și reușiți de fapt să creați această cultură interetnică, să o promovați și să faceți din ea un brand cultural al Dobrogei. Dobrogea e unică din multe puncte de vedere și cred că poate fi unică și din acest punct de vedere. Succes, o seară deosebită vă doresc. Mulțumim, la revedere. Doamnelor, domnilor, aici a final emisiunea de astăzi Mozaic Etnic. Am încercat să promovăm și să facem un fel de preambul al festivalului care avea loc în 14-15 iunie, tocmai pentru a vă informa și a putea participa în număr mare la această manifestare. Eu sunt Ana Chetușa, noi ne revedem peste doar o oră, începând cu 18:30, când voi fi gazda dumneavoastră la interviuri regionale. Vă las cu bine, rămâneți cu Itoral TV. La revedere!